Bună, drăguții mei, bună, sufletele frumoase! Am vrut să vin astăzi către voi cu o etalare de dragoste unde ne vom uita la voi și persoana voastră iubită. Nu știu exact ce titlu o să pun aceste etalări. Vom vedea asta. Bun, ce este important este că ne vom uita la voi și la persoana de care voi sunteți interesați sau interesate în această perioadă. Astăzi am primit un pachetel nou de oracol. Foarte interesante mesajele, m-am uitat un pic prin ele, foarte interesante. Numai că are un defect, are o problemă pachetelul ăsta. Problema este că are colțurile extrem de ascuțite, deci pur și simplu aproape că nu poți lucra cu el, deci e greu de lucrat cu el pentru că te zgârie. Așa că probabil cel târziu mâine dacă o să am timp, dacă o să reușesc să merg într-o librărie, să-mi caut o chestie din aceea care taie colțurile la hârtie, nu știu exact cum se numește, și poate reușesc să-l îmbunătățesc. Dar, pentru că am vrut neapărat să vi-l prezint, am vrut neapărat să-l folosesc pentru voi l-am comandat, pentru voi l-am vrut, mesajele sunt absolut superbe, deci, indiferent că mă zgârie sau nu, o să-l folosim, asta e ce să fac. Bun. Mesaje foarte foarte drăguțe, foarte frumoase, dar și profunde în același timp. Ok. N-am apucat încă să citesc cartea. Probabil că o să-mi fac timp, poate în seara asta, să mă uit un pic prin ea. Dar așa în mare, mi-au plăcut mult mesajele pe care le-am văzut aici. Dar ia uitați-vă cum are colțurile. Deci colțurile sunt extrem de tăioase, extrem de ascuțite. Bun, nu e nicio problemă. Le folosim așa. O să fiu atentă să nu mă zgâri, să nu mă tai. Nu știu cine a avut ideea să le lase așa. N-a fost o idee prea bună. I-a scăzut din valoarea pachetului, decului. Bun. Haideți să vedem. Prima variantă, cea de-a doua variantă și cea de-a treia variantă. Acestea le-am pregătit aici. E un pachetel de Lenormand care mie îmi place foarte mult pentru clarificări în cazul în care este nevoie sau dacă simt nevoia să le folosesc. Iar cele două pachete de oracol o să le folosesc la început pentru a-mi face o idee despre voi și relația voastră. Știți, de obicei oracolele funcționează ca și un mic rezumat. Așa ne arată rapid, pe rapid, lucrurile. Bun, dragii mei, haideți să vedem. Am vorbit destul. Wow! 1, 2 și 3. Ok? Voi va trebui să vă alegeți una dintre cele două trei variante, iar eu voi începe. Le dăm pe cele două la o parte. Începem cu prima variantă. Voi și cealaltă persoană în această perioadă. Voi și persoana de care sunteți voi interesați sau interesate. Ok? Va fi o etalare romantică, deci nu va fi o etalare generală, vom vorbi de dragoste. Dragoste și iubire, dragostea dintre voi doi. Uite, aici avem două cărți. Foarte multă admirație între voi doi. Gândește-te bine la tot ceea ce admiri tu la partenerul tău sau la tot ceea ce partenerul tău are frumos, o legătură spirituală foarte profundă, în unele cazuri poate fi ceva la început sau o relație de început, iar în alte cazuri poate fi o relație veche, o relație care s-a așezat praful, asta am vrut să zic. Ok, și probabil că acolo lucrurile un pic stagnează sau a apărut așa o stare de plafonare, monotonie între voi și încercați cumva să readuceți la viață această poveste de iubire, de dragoste. Hai să vedem ce avem și de aici. Măi, dar ce înțeapă, ca un arici. Ok, avem o primă carte. Învață să asculți.
Asumă-ți un risc. Dacă trebuie să-ți asumi un risc, asumă-ți un risc. Aruncă-te în brațele acestei iubiri sau lasă-te iubit, lasă-te în voia iubirii, a dragostei. Numărul 31, numărul 23, îl avem ca și numere. Da, și este momentul să înveți să asculți. Că asculți cu inima, că asculți la propriu, că poate persoana cealaltă îți transmite anumite mesaje pe care tu nu vrei să le vezi. Probabil că acolo e problema. Probabil că este cazul să te oprești un pic din tot ceea ce faci și să înveți să asculți cealaltă persoană sau să vezi ce are de spus. Ok. Hai să vedem. Voi doi, în această perioadă, energia voastră comună, 10-le de spade, ouleu, ce ați făcut? 10-le de spade pentru mine e despărțire din aia bruscă, tragică, așa pe nepusă masă și parcă fără șanse de împăcare. Cu 10-le de spade e atunci când ceva se rupe, are tendința să... E ca și un elastic care l-ați întins la maxim, până s-a rupt, până s-a tot dus. Da, poate fi și o trădare când v-ați trădat unul pe celălalt sau unul între voi a trădat și atunci a dus la o rupere, la o separare. Ok, bun, hai că mai le scotocim să vedem ce ne mai spun cărțile. Ce a fost în trecut? Ce s-a întâmplat aici în trecut? Ok. Ce s-a întâmplat în trecut? Păi în trecut ați avut temperanță, ați avut echilibru, ați avut relația asta a fost balansată, a fost ok, totul a fost perfect între voi. Iarăși în cartea temperanței avem apă și foc, este o energie a sufletelor gemene, poate pot fi sau ați făcut o echipă foarte bună împreună. A fost echilibru mult în viața voastră. Patru de spade ne vorbește despre vindecare și temperanța tot despre vindecare, dar patru de spade ne vorbește despre atunci când tu lași lucrurile să în voia sorții. Tu nu-ți mai pasă. Apare o monotonie, apare o plictiseală acolo, un plictis și lași pur și simplu lucrurile să se întâmple așa cum vor fi. Nu mai ții cont de nimic. Iar cealaltă persoană a adăugat, a alunecat. Ce Dumnezeu, am numai cuvinte tâmpite spun astăzi. A alunecat alunecat către aventură, către... Da, și de aici probabil că a apărut și trădarea. Pentru că am un 3 de cupe. 3-ul de cupe de obicei ne vorbește despre un triunghi amoros sau ne poate vorbi despre o persoană care îi cam place băuturica sau îi plac petrecerile, aventurile în general, aventuri, să zicem. Se pare că persoana asta, datorită faptului că a apărut plictisul ăsta sau a apărut distanțarea asta sau lipsa asta de emoții, a alunecat într-o altă direcție. Ok, hai să vedem viitorul între voi doi, viitorul apropiat. Viitorul dintre voi doi, cum sună, cum arată, nouăle de bâte, unul dintre voi este în defens, se apără, e ceva, nouăle de bâte e atunci când tu nu mai vrei să trăiești din nou ce ai trăit în trecut pentru că nu ți-a plăcut, adică ți se pare foarte greu, n-ai mai trece încă o dată prin ce ai trecut, n-ai mai vrea să treci încă o dată prin ce ai trecut, ai frici, ai... Nouăle de bâte este ca și cum tu sufli și în iaurt pentru că te-ai ars cu supa, ceva în genul ăla. Adică te-ai ars odată, nu mai vrei să te mai arzi încă o dată și ai deja destule greutăți pe cap. Cam așa se vede nouăle ăsta de bâte. Ai deja destule greutăți pe cap, n-ai nevoie de una în plus. Ok, ce avem mai departe? Hierofantul și regele de cupe. Păi hierofantul ne vorbește despre tradiții, credință, căsătorie, religie și regele de cupe despre o persoană care are sentimente pure și le exprimă, vine cu inima în dinți la voi,
cu speranța de a fi primit înapoi în această casă, în această legătură, ceva de genul ăsta. Poate că aici, poate că persoana voastră dragă a greșit în trecut. Poate că a greșit, poate că a avut o aventură cu treiul ăsta de cupe. Poate că a avut o aventură. Dar se pare că în viitor persoana aia dispare din peisaj. Nu mai văd pe nimeni aici. În unele cazuri, în alte cazuri, poate că persoana voastră dragă este într-o altă căsnicie sau este într-o altă căsătorie, într-o altă relație. Poate că este o persoană căsătorită. Dar, cum să spun eu, nu este atașată de acea căsătorie deloc, de niciun fel. Pentru că de ce? Gândul acestei persoane și fața acestei persoane este îndreptată către viitor. Nu este nici de cum îndreptată către această căsătorie, adică nici nu se mai uită către această căsătorie care îi se pare destul de greoaie, obositoare. Hai să mai vedem. Ce cărți mai avem pentru prezent? Oh, optul de pentacule întors invers, nu mai vrea să lucreze, nu mai vrea să... Acum că sunteți voi, că sunt ei, nu știu, e o energie comună. Nu se mai depune niciun fel de efort pentru împăcare. În alte cazuri, poate că persoana voastră dragă a intrat într-o altă relație care a dus către căsătorie sau s-a căsătorit cu altcineva. Și asta poate fi. Sau este o persoană care este prea atașată de anumite lucruri sau prea obsedată de anumite lucruri, prea obsedată de familia tradițională, de stabilitate, prea obsedată de lucrurile astea. Sau poate așa vă consideră ei pe voi. Hai să vedem. Cum v-au văzut ei în trecut pe voi? Care a fost părerea lor despre voi? Șasele de cupe, la început au văzut relația asta ca fiind o relație de suflete pereche, o relație foarte frumoasă, numai că lucrurile au mers către ceva mai urât. Da. Apoi au apărut certuri cu cinciul ăsta de săbii, au apărut diferențe de opinii. După cum bine vedeți, parcă lucrurile cumva se așează, dacă vă uitați bine. Parcă se leagă una de cealaltă. Încerc să las camera mai în jos să vedeți cărțile, că foarte urât știu să le așez aici pe masă. Și voi nu puteți să vedeți nimic. Ia stați un pic să le facem mai așa. Bun, parcă se leagă lucrurile, pentru că de ce? Ia uitați-vă un pic. La începutul legăturii, ați avut temperanța și ați avut șasele de cupe, un echilibru perfect, parcă v-ați completat unul pe celălalt, v-ați contopit, totul a fost frumos, lapte și miere. Dintr-o dată avem patru de spade, cinciul de spade, adică o plafonare, o plictiseală acolo între voi, certuri, vorbe spuse aiurea, cuvinte multe rostite fără sens, ceartă. Bun. Ce a urmat după asta? Infidelitate. Cavalerul de bâte și treiul de cupe. Adică persoana asta a încercat să își găsească fericirea în altă parte, în aventuri, în cuceriri, în a ieși cu prietenii, poate s-a transformat într-un Don Juan sau a vrut să-și găsească cum să spun eu, deci atunci când tu ai probleme acasă și simți că acasă nimic nu te mai mulțumește, că persoana de lângă tine nu te mai apreciază suficient sau că nu mai ai nicio valoare pentru acea persoană, tu încerci să te validezi, să-ți cauți validarea în altă parte. Și asta a încercat persoana asta să facă, să își dovedească lui sau ei că este în stare să cucerească, că este în stare să mai atragă pe altcineva, că este în stare să se distreze, să atragă atenția, că încă a vrut să-și dovedească că este încă o persoană atractivă, un cuceritor sau o persoană cuceritoare. Ok, hai să vedem aici. Spre
spre viitor, ce avem. Da, și în prezent nu se mai vrea implicarea în această legătură, nu se mai dorește o implicare către ce merge această persoană sau cum se gândesc ei în viitor la voi, cum se gândesc în viitor la voi, Cavalerul de Cupe. Totuși au sentimente pentru voi, dar nu știu dacă o să-și le exprime. Nebunul, vor să o ia de la capăt, să mai încerci o dată cu nebunul. Regele de Băte. Vedeți voi, am un rege de băte aici, am un rege de cupe. În unele cazuri poate fi vorba și de o altă persoană sau mai vin ceva mesaje. Poate că nu ei sunt cei care au făcut ce au făcut aici, poate că sunteți voi. În unele cazuri puteți fi voi. Iar această persoană de care voi întrebați aici sau există o persoană în viața voastră care ar lua-o de la capăt cu voi, dacă voi ați părăsi, pentru că am un 5 de pentacule aici, dacă voi ați părăsi pe cineva sau dacă voi ați ieși dintr-o conexiune. De ce? Pentru că în viitor apar doi regi. Este ca și cum și voi începeți o nouă relație cu Cavalerul de Cupe, Nebunul și Regele de Băte, începeți o relație cu altcineva. Iar această persoană devine din ce în ce mai geloasă, începe să devină mai atrasă de voi, începe să-și dorească stabilitate din nou cu voi, dar nu poate face absolut nimic pentru că voi sunteți într-o altă legătură, într-o altă relație. Sau și-ar dori ca voi să părăsiți cealaltă persoană pentru a reuși să manifestați acest hierofant, adică această căsătorie. Ar lua-o de la zero, ar lua-o de la capăt cu voi dacă voi ați lăsa pe cineva în urmă, dacă ați părăsi cealaltă persoană. În unele cazuri, deci eu cam așa văd treaba aici. Este ca și cum voi v-ați implicat într-o altă legătură, într-o altă relație, ați fost atrase sau atrași aici de cineva cu care ați avut o aventură, dar în timp s-a creat o legătură destul de stabilă între voi. Atracția voastră a crescut, s-a transformat în dragoste, s-a transformat în iubire. Iar persoana cu care erați în acel moment, persoana din trecutul vostru, vă vrea înapoi acum. Vă vrea înapoi, dar cu condiția ca voi să părăsiți cealaltă persoană. Nu știu cu cine rezonează, astea sunt mesajele care îmi vin, așa le spun. Altfel nu se mai implică, altfel nu se poate implica, pentru că optul de pentacule este întors invers, adică nu mai există implicare. Bun, hai să mai vedem o carte. Șaptele de pentacule. Ei încă vă așteaptă. Ei așteaptă decizia voastră. Așteaptă momentul în care voi să spuneți da sau ba, ori la bal, ori la spital. Își doresc o victorie cu voi. Pentru că încă au sentimente. Vedeți, patru de pentacule. Încă țin la voi. Treiul de săbii. Au rând deschise. Au sentimente profunde pentru voi. Și carul, își doresc să meargă pe același drum cu voi, Regina de Pentacule, da, să le fiți soție și până la moarte. Vedeți ce, nu știu, se așează cărțile într-un fel foarte ciudat. Foarte, așa se leagă parcă una de cealaltă. Ok, bun. Hai să vedem totuși ce se va întâmpla. Sau mai există și o altă variantă aici, o altă posibilitate. Pentru că văd mai multe lucruri și mesajele vin așa cum vin și atunci eu spun cum le spun. Mai există și o altă variantă, varianta în care persoana asta s-a aventurat aici și a plecat din legătura asta, voi ați spus capăt, nu vreți să vă mai implicați, iar voi mergeți mai departe alături de altcineva, vă găsiți pe altcineva, deși plecați de la zero, adică avem Cartea Nebunului și avem Cinciul de Pentacule, adică plecați de la lingură, știți cum e expresia aia, că am plecat de la lingură, adică nu aveți absolut nimic, numai atracție, dragoste și atracție fizică, atât, nimic altceva. Și că durează foarte mult și că va fi o perioadă destul de greoaie pentru voi, până vă stabiliți și până reușiți să culegeți roadele. Adică există o perioadă de așteptare destul de îndelungată. Bun, hai să vedem. Două cărți. Turnul și
Călărețul. Călărețul ne vorbește despre un mesager, despre un mesaj, despre un mesaj pe care o să-l primiți. Probabil că cineva o să vă trimită un mesaj sau probabil că cineva o să vă informeze în legătură cu... Vă dă o veste. Vă dă o veste care nu neapărat că vă șochează, cât vă scoate dintr-o stagnare. Pentru că de ce spun asta? Turnul ăsta e cumva aici să cadă cumva. Deci nu e sigur, nu e ceva sigur. Și parcă cineva vine să vă ajute, vine în ajutorul vostru. Aveți un ajutor din partea cuiva. Uite, voi reușiți ca și Rapunzel să creați o cale de scăpare. Și persoana asta vă ajută. Primiți un ajutor din partea cuiva. Da. Foarte, foarte interesantă citire, zic eu. Nu știu, așa am simțit-o. Destul de interesantă. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru prima variantă. Eu între timp îl pun pe pauză și merg mai departe. Bun, drăguții mei, am revenit cu cea de-a doua variantă. Hai să vedem ce ne arată cărticelele pentru voi. Extragem de aici un mesaj. Un mesaj. Wow, câte mesaje am luat aici. Fii deschis să accepți divinitatea, de fapt ghidarea divină, în relația ta. Fii deschis. Fii ca și o carte deschisă pentru a accepta ceea ce urmează să vină în viața ta sau ghidarea divină. Adică lasă-te pe mâna destinului, lasă-ți viața în mâna divinității și fii deschis, fii gata să primești ceea ce divinitatea îți va oferi. Ok, hai să vedem un mesaj și de aici. Ce avem aici? Fragmente. Ok, este momentul să te detașezi de ultima fărâmă care a mai rămas, o fantomă pur și simplu, este în viața ta. Poate că în unele cazuri ai pierdut pe cineva drag, în alte cazuri este posibil ca persoana iubită să fie undeva cu mult în trecutul tău și a rămas numai o umbră, o umbră întunecoasă, adică n-a mai rămas nimic. Lasă-te pe mâna divinității să schimbe soarta, să schimbe viața în ceva mai bun. Ok, nu rămâne atașat de o fantomă, de ceva ce aparține trecutului. Da, în unele cazuri am văzut și moarte aici, ați pierdut pe cineva probabil sau, nu știu, cineva din trecutul vostru vă împiedică sau să iubiți, să fiți deschiși către frumusețe, către dragoste adevărată, către împlinire. Bun, hai să vedem. O energie comună între voi și persoana de care voi întrebați. Hai să vedem un mesaj comun. Ce avem aici? Avem temperanța ca și mesaj comun. Echilibru, foarte mult echilibru între voi doi. Apă și foc, energie de suflete gemene, iarăși. Apa și focul. O legătură spirituală foarte bună în trecutul vostru. Asta am vrut să... De fapt, n-am întrebat nimic. N-am întrebat nimic, așa că le las aici ca și un mesaj separat. Este nevoie de vindecare, să știți. Voi aveți nevoie să vă vindecați niște răni ale trecutului, după cum văd, ca să puteți primi ceea ce divinitatea are de oferit pentru voi, dar dacă nu există această vindecare în sufletul vostru, dacă inima voastră nu e deschisă să primească, divinitatea nu intervine, pentru că voi blocați. Bun, ăsta ar fi fost așa un mesaj separat, haide că le și bag înapoi. Hai să vedem, să întrebăm voi și persoana de care întrebați. O persoană tristă aici. Bun, voi și persoana de care întrebați în trecutul vostru ați ținut foarte mult unul la celălalt sau ați vrut să aveți o victorie împreună, să mergeți împreună pe același drum. Poate în unele cazuri a existat o distanță fizică între voi cu carul,
a fost nevoie de o călătorie pentru a vă întâlni, pentru a vă echilibra energiile astea cu temperanța în prezent. Poate că v-ați întâlnit la un moment dat. Regina de săbii, da. Regina de săbii în viitorul apropiat. Încă nu o să vă vindecați cu una, cu două, nu o să lăsați în urmă, pentru că regina de săbii are răni. Regina de săbii a trecut prin multe. Poate fi și o văduvă sau o persoană care a trecut prin multe și este greu să se vindece, foarte greu se vindecă. Cavalerul de cupe, voi vă doriți, vedeți voi, în viitorul vostru apare ceva. Divinitatea are un plan pentru voi. Apare ceva frumos. Ori această persoană de care voi întrebați se întoarce în viața voastră și oferă dragoste și oferă împlinire și reușește să vă echilibreze, ori există cineva nou, apare cineva nou, poate o persoană un pic mai tânără decât voi sau cu un spirit mai tânăr decât al vostru, o persoană care încearcă să vă aducă vindecare, dragoste, iubire în viața voastră. Dar este ascunsă momentan, vedeți voi că aici nu arată fața, este ca și cum vedeți numai armura. Nu arată fața acestei persoane, pentru că persoana încă nu e băgată în această armură. Deci este pregătit pentru voi cineva sau este ceva pregătit pentru voi, dar este nevoie ca voi să lăsați armele jos, să lăsați inima deschisă pentru ceea ce divinitatea urmează să vă trimită în viața voastră. Momentan nu este nimic aici, vedeți? E gol. Dar există ceva, adică urmează să fie ceva. Dar totul depinde de voi, dacă voi sunteți deschiși să primiți acel ceva care urmează, acea persoană care urmează să intre. Manifestați sufletul pereche sau, nu știu, manifestați o dragoste curată în viața voastră și probabil că o să apară. Ok, hai să vedem voi și celălalt ce informații mai avem pentru cei de la numărul 2. Ce informații mai apar în prezent? Vedeți, nu mi-apare nimic. Foarte greu sar cărțile. Steaua. Vindecare. Nevoia de vindecare. Vai, Doamne, ce suferință ați avut aici în trecutul vostru de v-a transformat așa ca într-o stană de piatră. Parcă nici voi nu vă puteți sparge, inima, să vă desfaceți inima. V-ați pus acolo un scut. Și este greu de spart, este greu de ajuns la sufletul vostru. Iarăși, temperanța înseamnă vindecare. Steaua, iarăși este vindecare. Două arcane majore care îmi vorbesc, parcă divinitatea încearcă să vă transmită vouă că este nevoie să vindecați ceva acolo în sufletul vostru înainte de a primi binecuvântarea asta care urmează să apară. Ok, trecut, pajul de bâte, aoleu, pajul de bâte, cavalerul de bâte, măi, oameni buni, aici, în unele cazuri, ați întâlnit pe cineva care s-a purtat cu voi, v-a cucerit, s-a jucat cu fericirea voastră, să zic așa. În alte cazuri, probabil că ați pierdut pe cineva exact atunci când nu trebuia să fie pierdut. Adică, în alte cazuri, ați pierdut o persoană dragă, foarte dragă vouă, când erați foarte tineri sau tinere. Ai, 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 ai. Dar în alte cazuri, cineva s-a jucat aici cu sentimentele voastre. Deci simt două tipuri de energie. Persoana asta ați cunoscut-o cu mult timp în urmă, pentru că acum a ajuns o fantomă, adică nu mai e nimic, e numai un fragment, e numai o amintire, un gând, nu prea mai rămas nimic. S-a întâmplat de mult, ceva ce s-a întâmplat de mult, cu mult timp în urmă și v-a afectat profund, parcă persoana asta atunci când a ieșit din viața voastră a luat cu ea toată bucuria, pofta de viață, v-a luat pofta de viață. Hai să vedem viitorul apropiat, reușiți să faceți ceva sau nu. Of, of, avem turnul,
Parcă tot ce clădiți, tot ce realizați, se dărâmă peste noapte. Avem șasele de bâte unde mi-arată realizare, triumf, victorie și turnul. Parcă tot ce clădiți, se dărâmă peste noapte. Așa, pe nepusă masă, parcă vă simțiți mai puțin norocoși decât ceilalți sau mai puțin norocoase, dar totul este din cauza faptului că voi nu v-ați vindecat după ceva. În unele cazuri, voi știți că poate fi ceva și inconștient, adică în copilăria voastră ați trăit o traumă sau ați avut ceva acolo. Pentru că mi-arată pajul ăsta de bâte, mă duce cu gândul la copilărie, la tinerețe, adolescență. În unele cazuri, perioada aceea între 20 și 30 de ani sau foarte tineri. Sau chiar foarte, foarte tineri, adică atunci când ați fost copii, s-a întâmplat ceva, ați pierdut ceva la care voi ați ținut foarte mult. Și asta v-a afectat. Trebuie să faceți pace, trebuie să faceți pace cu voi. Bun, hai să vedem. Dacă reușiți să vindecați această rană pe care o simt aici, o văd, care nu mai este deschisă, e ceva din trecut, deci este posibil, da, dacă reușiți și nu vă blocați, urmează o nouă dragoste, o nouă iubire, ceva frumos vine în viața voastră, ceva puternic, ceva care o să vă dea lumea peste cap. Dar voi vă apărați. Ia uite cum vă apărați aici, pentru că aveți niște blocaje. Există niște blocaje în mintea voastră, de fapt. Totul este mintea voastră. Preferați să stați, să dormiți, să stați plafonați acolo în pat, să nu vă mișcați. Nu acceptați absolut nimic, parcă nu mai vreți nimic de la nimeni. Și șaptele ăsta de bâte, respingeți. Voi respingeți tot ce vine din exterior. Bateți în retragere. Măi, ce văd eu aici, nu-mi place. Ok, hai să vedem. Vreau să clarific aici, să văd ce-i cu rana asta, ce s-a întâmplat aici, că nu știu. Șarpele. În unele cazuri a fost o altă femeie care ziceți voi că, sau așa simțiți voi că a furat ce este al vostru sau că v-a îndepărtat de ce este al vostru, de ce o altă femeie, un șarpe, o femeie. În alte cazuri poate a fost mama voastră care v-a influențat într-un mod negativ, dar mai greu, nu prea simt asta, cât simt că a fost o altă femeie care a furat ce era al vostru, care a fost toxică în viața voastră sau a adus toxicitate în viața voastră. Cineva de la distanță, iarăși, carul am văzut și vaporul, da, cineva de la distanță. Ok, hai să vedem. Cine ar fi cavalerul ăsta de cupe care ar vrea să intre în viața voastră, dar voi îl blocați? Cine ar fi cavalerul ăsta? Deci ia, uitați-vă aici. Ar fi persoana care ar reuși să vă scoată și să vă vindece și să aducă soarele în viața voastră. Deci persoana asta ar reuși să aducă soarele în viața voastră la propriu. Să vă trezească din somnul ăsta. Și iarăși am aici, vedeți voi? Cumva se pupă treaba asta. Aici voi parcă dormiți într-un somn adânc, parcă nici nu vreți să vă treziți, parcă dormiți toată ziua, nu aveți chef de nimic, nu aveți entuziasmul acela de a trăi viața, de a vă bucura de viață, iar persoana asta este ca un soare, apare ca o lumină în viața voastră, dar atât de puternică încât o să vorbească. Adică vă încălzește inima, vă încălzește, vă scoate din starea asta de regină de spade. Ok, foarte interesant. Deci îmi confirmă într-un fel ceea ce eu am simțit. Bun, hai să vedem. De ce-i turnul ăsta aici? Că nu-i înțeleg turnul. Ancora. Parcă nu vă găsiți locul, să zic, în unele cazuri. Parcă nu reușiți să vă stabiliți într-un loc. Simțiți că nu aveți stabilitate, că parcă tot ce construiți se dărâmă. Parcă tot ce atingeți moare, ceva în genul ăsta. Adică ce construiți voi, pe unde vă mutați, ce se întâmplă ceva și trebuie să vă mutați în altă parte. Parcă nu vă găsiți stabilitatea. Nu vă găsiți liniștea. Optul de spade, să vedem ce vă blochează vouă mintea, niște vorbe.
niște vorbe sau frica să nu fiți bârfiți sau frica de ceea ce o să spună cei din jurul vostru. Asta vă blochează. Frica de acuzații. Și în optul ăsta de spade, iarăși văd o frică de acuzații. Vedeți voi, ca și cum toată lumea vă arată cu degetul. Vă e teamă să nu cumva să fiți arătați cu degetul sau să nu cumva cei din jurul vostru să schimbe părerea despre voi. Părerea mea este că ar trebui să îi dați deoparte pe cei din care vă arată cu degetul sau cei care credeți voi că vă induc în starea asta, vă blochează să vă urmați visul. Mie nu mi-ar păsa atât de tare. Mi-ar păsa de fericirea mea până la urmă. Bun. Cartea, întoarsă invers. A fost, da, bine, Lenormand n-are importanță. Am impresia că sunt niște secrete aici. Țineți în voi niște secrete și asta vă blochează vindecarea, vă blochează și iarăși o casă. Legată de o casă, cineva de la distanță poate sau cineva cu care ați locuit sau cu care v-ați dori să locuiți sub același acoperiș sau cineva din casa voastră, din familia voastră blochează această transformare, această vindecare a voastră. Hai să vedem, regina de spade. De ce ați devenit voi regine de spade? Ce a sărit pe jos. Câinele. Ați oferit prietenia cuiva diferit. Dacă mă uit bine în cartea asta, am câinele și am trompa unui elefant. Este ca și cum voi ați fost fidel sau fidele cuiva. Nu se vede tot elefantul, se vede numai trompa. Câinele și elefantul parcă n-are niciun sens, nu știu cum să spun, adică ce prietenie poate fi între un câine și, între un câine și un elefant, ce legătură poate fi. Ciudat. Și e prima dată când văd trompa asta aici, până acum n-am sesizat-o, nu știu dacă și voi reușiți să vedeți. Încerc totuși să-mi dau seama. Este ca și cum ați creat o prietenie cu o persoană care sau ați fost prea fidel unei persoane care nu prea avea nicio treabă cu voi sau nu știu, nu era persoana potrivită, vouă, nu înțeleg. Sau, în unele cazuri, mai poate fi și altă treabă. Poate fi că sufletul vostru, pereche sau persoana care va fi trimisă de divinitate, va arăta total diferit față de voi și nu va fi nicio secundă așa cum voi v-ați imaginat. Am văzut foarte multe situații de genul ăsta, când tu îți faci o imagine, tu te gândești, băi, eu vreau persoana care vine în viața mea, dacă sunt singur sau singură, să fie așa, așa și așa. E, uite că nu se întâmplă așa, uite că planurile divine nu se bat cu alea tale. În rare cazuri, foarte rare cazuri, se întâmplă ca aspectul fizic al cuiva să fie exact așa cum voi v-ați dori, dar și interiorul să fie la fel. De obicei, divinitatea se uită să ne trimită un suflet pereche, deci când zicem suflet, deci e vorba de suflet, de interior, nu e vorba de exterior, nu contează cum arată la exterior. Și probabil că voi o să creați sau aveți un prieten drag aproape pe cineva la care nici nu măcar nu vă gândiți, cineva care vă este loial. Cineva care ar face orice pentru voi, care și-ar umple inima de bucurie dacă voi măcar v-ați uita către acea persoană, pentru că voi nu vă uitați către acea persoană, uite, voi vă uitați spre trecut. Voi vă uitați spre trecut. V-ar aduce soarele în viață, pentru că am câinele ăsta care se uită cumva în trecut. Voi ați rămas fidel sau fidele unei persoane din trecutul vostru. Dar aveți pe cineva în jur care v-ar aduce soarele, ar fi gata oricând să-și asume, să-și asume ceva cu voi și să aducă fericirea în viața voastră. Călărețul, poate că persoana aia nu arată exact așa cum v-ați imagina voi, poate că nu arată ca și fostul. Că sunt cazuri în care în trecut tu te-ai îndrăgostit de cineva pentru că arăta foarte bine. Dar acea persoană se pare că cavalerul ăsta de bâte cam și-a luat tălpășița. Și tu ai rămas acolo, în energia aia.
Ai rămas cu gândul la persoana aia pe care nu o poți uita. Și e greu, e greu. Și persoana de lângă tine care ți este un bun prieten sau un coleg sau cineva din anturaj, nu știu, e cineva care un vecin poate în unele cazuri, o persoană care ți-e aproape. Care poate că nu e atât de fain ca ăla care l-ai avut tu mai de mult. Dar persoana asta ți-ar aduce bucurie și soare în viață. Asta vrea, vor cărțile să-mi transmită. Poate un poștaș în unele cazuri, poate că cineva care ți-aduce Amazon, uite cum îmi vin mie cărțile, nu știu, zic și eu. Da, vindecă-te, vindecă-te de trecut, pentru că nu prea a mai rămas nimic acolo, a rămas numai un fragment. Și fii deschis sau deschisă către ceva nou. Cam asta îmi transmit mie cărțile pentru cei de la varianta 2. Bun, drăguțele mele și dragii mei, hai să pun pe pauză până le strâng să câștig timp. Bun, dragii mei, am revenit cu cea de-a treia variantă. Sper să nu se încarce carduri prea tare, pentru că am acolo și celelalte filmări. Haideți să vedem ce avem pentru cei de la a treia variantă. Energia voastră comună. Sau ce mesaj avem, o relație dintr-o viață anterioară, dragii mei, ceva ce Universul v-a trimis, Universul v-a vrut împreună încă o dată pentru a rezolva sau pentru, nu știu, Universul pur și simplu v-a vrut împreună. Universul te-a ghidat către această persoană specială din viața ta. Lasă totul să-și ia cursul natural. Ieși afară din control, adică nu încerca să controlezi situația pentru că nu ai ce să controlezi. Pur și simplu, Universul a vrut ca voi doi să fiți împreună. V-ați reunit încă o dată cu o persoană dragă, cu care ați mai avut sau ați mai trăit în foarte multe vieți înainte. Wow, ce mesaje puternice și frumoase am aici pentru cei de la a treia variantă. Ok, hai să vedem și din astea ce avem. Așa cum am spus și la început, cărțile astea au niște mesaje foarte deep, foarte adânci, foarte profunde, dar sunt atât de ascuțite de ferească-te Dumnezeu. O să le rezolv mâine. Pentru că îmi plac. Dacă nu, direct în coș ar ajunge. Dar pentru că îmi plac, o să încerc să le tai colțurile. Sper că nu le stric. Sper. Bun, hai să vedem ce mesaj frumos avem pentru voi, cei de la a treia variantă. Frumos mesaj până acum. Mi-a plăcut. Opa. Focus. Concentrează-te. Concentrează-te pe această iubire, pe această dragoste. Lasă tot ce e în jur deoparte și concentrează-te pe acest mesaj într-un fel. 17, dacă vă spune ceva, uite, la varianta 2 am uitat să spun numerele, 17, la varianta 2, 15 era un număr aici, cum am văzut. Bun, concentrează-te, hai să vedem, și eu trebuie să mă concentrez pe energia voastră, pe energia voastră comună, în primul rând, văd un rege de bâte și o fecioară am văzut, un rege de bâte și o fecioară când am desfăcut cărțile. 4 de spade, o pauză. Poate că există un moment de pauză între voi în acest moment, nu știu, situația v-a dus către un moment de pauză. Persoana asta vă cam dă dureri de cap, se pare, cu 4 ăsta de spade. Este ca și cum ați trecut prin niște răni și acum începe să vă vindecați așa ușor, ușor, dar ia timp. Poate că amândoi trebuie să vă vindecați sau amândoi trebuie să reparați ceva. Ok. Un animăluț de companie v-ar ajuta, o pisicuță pe voi care să vă ajute să vă vindecați mai repede. Asta posibil că este vorba despre o altă persoană sau o persoană din jurul vostru, o prietenă bună cu care ați putea discuta despre problemele pe care le aveți sau cineva apropiat vouă. Ok, hai să vedem trecutul vostru, ce a fost acolo în trecut, de ce v-a supărat, ce s-a întâmplat. Hai să încerc să le așez mai așa ca să le și vedeți. Bun.
Bine, prea bine nu le vedeți voi la mine aici, că le pun aiurea, nu știu ce, așa. Temperanța. Temperanța, un echilibru, a fost la început o relație echilibrată, bazată pe echilibru. Iarăși văd eremitul, cartea fecioarei, poate că unul dintre voi este în fecioară sau poate că unul dintre voi a fost mai înțelept sau a căutat să repare lucrurile, să tempereze un pic aceste energii, să combine energiile. Temperanța iarăși are apă și foc. Ați considerat că această persoană este sufletul vostru geamăn și nu v-ați înșelat din câte am văzut acolo. Nu v-ați înșelat. Soarta. Persoană care vă este sortită. O persoană cu care care este pe soarta voastră, pe destinul vostru, poate că v-ați legat soarta unul de celălalt și avem și un 3 de bâte. Ați avut multe planuri aici împreună, poate că s-a instalat un pic o distanță între voi emoțională în unele cazuri, poate că duceți dorul acestei persoane sau de curând a existat o despărțire între voi, dar nu definitivă. Eu nu văd o despărțire definitivă aici, pur și simplu văd așa o pauză, o pauză în iubire. Hai să vedem ce ne arată în viitorul apropiat între voi doi. Ce avem în viitorul apropiat pentru voi, multe. Bun, în viitorul apropiat, ce avem? Avem diavolul. Diavolul ăsta nu-mi place mie de el. Avem diavolul, 8-ul de pentacule și 10-le de cupe. Păi, diavolul. Aici ne vorbește despre obsesie sau despre niște dependențe sau persoana asta este dependentă de anumite substanțe sau este dependentă de anumite situații sau este băgată în mai multe... Pentru că de ce? În cartea asta este diavolul și două femei. Este ca și cum persoana asta nu poate face o alegere. Parcă este genul acela de bărbat sau femeie, bărbat, zicem că aici parcă așa îmi pare... care este foarte atractiv, foarte frumos și este înconjurat de foarte multe doamne și domnișoare și nu se poate desprinde din acea... Nu poate să zică nu. Cam așa ceva. Nu poate să spună nu. Este greu să spună nu. Optul de pentacule. Totuși, încearcă să lucreze. Persoana asta încearcă să lucreze. Încearcă să depună un efort pentru a vă face pe voi fericite, pentru a aduce fericire în viața voastră. Încearcă, își dă silința totuși și asta e un lucru bun. Se pare că își dă silința să aducă fericire, să aducă bucurie în viața voastră. Dar diavolul ăsta rămâne aici. Aia e prostia, că nu pleacă niciunde. Hai, mai vedem. Energie comună. Opa, avem îndrăgostiți. Iubire, între voi este iubire. Dar ce a sărit? A sărit regele de spade. O detașare emoțională sau o persoană cu care poate vă este greu să descoperiți ce este în mintea acestei persoane sau nu că este, ce este în minte, ce este în sufletul acestei persoane, nu-și arată sentimentele față de voi așa cum voi ați vrea, nu cu regele ăsta de spade, parcă este prea rațional, parcă prea vă dă răspunsuri așa tăioase, voi ați vrea mai multă pasiune, mai multă dragoste, dar persoana asta este, nu știu cum să zic, rece, este rece, nu arată ce simte față de voi, nu vă dă de înțeles că v-ar iubi, nu, deși aici îmi pare că vrea să lucreze, vrea să, iarăși am o carte a fecioarei, iară mi-apare fecioara. Pașul de pentacule în trecut și, și nouăle de pentacule. A existat stabilitate, a existat, voi ați fost față în față, ați fost în aceeași, a existat ceva, ați început ceva împreună, a existat chimie între voi, ia uitați sticluțele aici, chimie, alchimie, a existat acel spark între voi, dar a apărut nouăle de pentacule, o carte a singurătății, o carte a singurătății, a independenței, prea multă independență, parcă în trecut, hai să vedem ce a făcut persoana asta în trecut de a-ți rămas așa singurici, singurele. Auci, v-a dezamăgit, măi. Păi ce să facă, patru de cupe,
v-a dezamăgit persoana asta, v-a adus dezamăgirea, a fugit cu șaptele de spade, a mințit, v-a păcălit cu ceva, v-a înșelat, nu știu ce a făcut aici, dar v-a dezamăgit destul de tare, s-a ascuns de voi, n-a fost corect. N-a fost corect sau n-a fost corectă față de voi cu ceva. Cu ceva n-a fost corect. Hai să vedem ce vrea să facă în viitor, cum se gândește să la relația voastră, iar au sărit îndrăgostiți, i-am văzut și mai devreme. Vă vor în viața lor, iarăși. Vă vor în viața lor. Dar în același timp nu pot renunța nici la ce au în trecut acolo. Uite. Adică, nu la ce au în trecut. Nu pot renunța la... Parcă să zic că în viața lor mai există și o altă persoană, aș zice,